Ziua, suntem la Sebeș, în sala de sport a liceului Fășeriu, la o expoziție inedită, o expoziție columbofilă. Sunteți unul dintre organizatori. Dacă vreți să vă prezentați, care e numele dumneavoastră? Sunt Tibi Ordean, președintele Asociației Crescătorilor de Porumbei, Voiajor, Ornament, Găini, Păsări și Animale de Companie, Mulbach 2008. De ce o astfel de expoziție și de ce la Sebeș? Pentru că în decursul anilor, suntem la 15-a ediție oficială, am vrut să facem ceva frumos cu ani în urmă, în legătură cu primăria, centrul cultural, să facem ceva frumos pentru cetățenii orașului Sebeș și pentru localitățile limitrofe. Intrarea la expoziție e gratuită sau? Intrarea gratuită e și pe brânci. Cât va dura expoziția? Vineri, sâmbătă și duminică până la ora 13. Și cam ce exponate, așa, ca să ne le puteți spune? Ei, avem compartimentul de porumbei de ornament, iepuri și găinile pitice și găinile mari. Acum, de figur că toate sunt interesante, toate sunt frumoase, dar dumneavoastră personal, cam ce ați remarca așa din... Cam ce ne-ați recomandat să... Din punctul meu de vedere, fiind și crescător și la găini, și la iepuri, și la porumbei, toate sunt frumoase acolo. Așa că... Dar am găzut niște găini foarte mari acolo, la intrare. Nu sunt, adică sunt mari, dar spene multe. Da. Ele sunt mai ușoare, da. Acolo. Deci sunt grele, sunt de ornament, da? Ornamente. Din ce rasă sunt? Sau? Ori printr-un galben sunt alea patru, dacă... Deci e așteptat pe sebeșeni și nu doar sebeșeni, pe toți cei din județul Alba, din apropierea Sebeșului, să vină la... Probabil să vină și din județele limitrofe, că e o activitate care nu s-a mai făcut de mult, nici în zonele, din județele limitrofe, suntem primii care am început și probabil o să fie lume multă. Se vor acorda premii, nu? Da. Fiecare crescător va fi recompensat cu diplomă, medalie și cupă aniversară. Fiecare participant sau numai câștigătorii? Nu, fiecare participant. Și sunt în jur de 50 de participanți și o să fiecare să primească o cupă, o diplomă și un medalion. De unde sunt participanți în general? Din Sebeș? Numai din Sebeș? Majoritatea sunt din Sebeș și localitățile din subordinea municipiului Sebeș. Da, deci Lancrăm, Vinci, Petrești, Răhău și... Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, Sebeșul stă foarte bine. Depinde cât aveți în buzunar. Sunt mulți crescători în Sebeș, sunt extraordinar. În jur de 50. Față de ce suntem aici, mai sunt crescătorii de voiajori, care anul ăsta nu au participat și acolo sunt vreo 30, deci aș duce la vreo 80 de crescători, cel puțin, 80-100. Cu voiajori, cu ornamentul, cu găinile, cu iepurii. Mulțumesc!